de 30 de ani lucrăm țărănește. Reînviem tradiții. Dăm țăranului ce al țăranului, respectul și dragostea noastră. Și redăm satului strălucirea de altădată. De 30 de ani bucuroși le ducem toate la Antena Satelor. Acest post de radio s-a născut într-o zi atât de însemnată, o zi a speranței, o zi de Crăciun, ne obligă cumva să păstrăm cumva în noi căldura ei și semnificația ei și să dăm mai departe noi, să emanăm noi această căldură către publicul nostru, un public care chiar are nevoie de căldură și de apropiere și are nevoie de mult mai mult decât atât. Să fie un public care să fie bine orientat în lumea în care ne mișcăm și o lume atât de dinamică și care aduce foarte multe capcane în jurul nostru în fiecare zi. Noi ne-am asumat cumva această plăcută sarcină și, până la urmă, ține de demnitatea jurnalistului de radio și de a noastră ca oameni. Să ajutăm. Să, mai ales pe cel care are nevoie de acest ajutor. Antena Satelor exact asta face. Oferă ajutorul celui care are cea mai mare nevoie de omului simplu de la țară, care în simplitatea lui gândește corect, dar nu are posibilitățile. Fie că n-a avut o bibliotecă în casa lui, cum alții au avut-o, fie munca pe care trebuia să o facă zi de zi nu le-a permis să ajungă la cine știe ce școală înaltă și să învețe să facă și altceva decât să învețe să trăiască zi de zi. El asta a făcut. Învață să trăiască și se chinuie să trăiască, iar noi încercăm să-l facem să învețe că se poate trăi și altfel. Mai bine, ca noi toți. Suma aceasta de ani care a trecut putem să o egalăm cu valoarea echipei care face în continuare emisiuni la radio, la radio Antena Satelor, și ne dorim ca ea, această grilă de emisiuni, să fie adaptată provocărilor, așa cum aminteai și tu ceva mai devreme, pe care ni le impun sau prin care trecem fără voia noastră sau cu voia noastră în fiecare moment. Sigur că Uniunea Europeană e cu ochii pe noi, dar și noi cu ochii pe cei de la Bruxelles, tocmai pentru ca să reușim să ducem mai departe mesajul lor către cei care au nevoie de acest mesaj de informații, pentru ca satul românesc să ajungă să se dezvolte, iar noi să păstrăm în continuare tradiția și cultura pe care am moștenit-o. Putem să facem toate acestea și putem să facem asta pentru că, deși ne lipsesc multe din ceea ce am avea nevoie noi, avem cea mai importantă resursă, oamenii. Avem oameni și pregătiți și dornici și foarte bine intenționați. Avem oameni care reușesc prin emisiunile lor, prin documentarea pe care o fac, prin contactele pe care le au aici în țară, dar și la Uniunea Europeană, să aducă informația, să limpezească această informație și să o dea mai departe într-un fel în care le este de ajutor. Țara asta are nevoie de modernizare, nu neapărat pentru că așa o fac alții, ci pentru că merităm să trăim mai bine. De aici se pleacă totul, de la nivelul de trai. Vrem să trăim și noi demn în țara noastră. Noi suntem, să zicem așa, un fel de intermediar între ceea ce s-ar putea și ceea ce urmează să se facă. Prin informația pe care o dăm, prin exemplu pe care îl dăm, de ce nu, prin oamenii care suntem până la urmă. Da. Care sunt provocările care bat la ușa noastră, a Radio Antena Satelor? Provocările țin de nu doar posibilitățile noastre, ci de creativitatea noastră, de dorința unora de a se lăsa ajutați, că până la urmă trebuie să luăm în calcul și asta, și de ajutorul pe care primim de la instituția noastră, de la instituțiile statului și la cele Uniunii Europene. Noi avem multe idei. Asta trebuie să se țină cont de asta. Avem idei, nu ideile ne lipsesc. Avem chiar și oamenii de care avem nevoie.
Avem însă nevoie să fim crezuți pe cuvânt de cei care pot decide pentru un proiect sau altul. Și să facă ceea ce trebuie să facă, pentru că și ei sunt plătiți, cum și noi suntem plătiți, cum toată lumea e plătită să facă ceva bun pentru alții, pentru comunitate, pentru ei înșiși, de ce nu? Să plătească exact acele proiecte care aduc bunăstarea despre care spuneam. Iar Antena Satelor este cel mai bun mijloc prin care se poate aduce această informație către exact cel care are nevoie de ea.